Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Sănătatea băcăoanilor nu are culoare politică. Dărmănești, a fost inaugurat muzeul din cartierul Lapoș. A început numărătoarea inversă până la campionatul național de gimnastică din Bacău. În cadrul unei conferințe de presă susținute de către deputatul Mircea Fechet, președintele PNL Bacău și de 5 consilieri PNL, acesta a explicat că sănătatea cetățenilor nu are culoare politică. Mai multe detalii aflăm în minutele următoare. Mă aflu aici alături de Liviu Miroșanu, viceprimarul municipiului Bacău și ceilalți 4 consilieri locali ai Partidului Național Liberal în Consiliul Local Bacău. Scopul acestei conferințe de presă este, așa cum probabil ați anticipat, ședința ce va avea loc în mai puțin de o oră, ședință la care se va discuta un singur punct, respectiv cel legat de Spitalul Municipal Bacău. Ca să intru direct în subiect, aș dori să vă anunț că noi am ales să susținem varianta care ne oferă nouă băcăoanilor, în acest moment cel puțin, cele mai mari șanse de a vedea finalizată structura fostului spital municipal din alte fonduri decât cele locale, fie că vorbim de bugetul local al municipiului, fie că vorbim de bugetul județean. Spitalul municipal a fost lăsat într-un stadiu foarte avansat de administrația PNL. Putem spune că această investiție a început într-o guvernare PNL și am certitudinea și speranța totodată că se va finaliza în această guvernare tot PNL. După cum știți, după anul 2016, cu primarul ales pe listele PSD, cu PSD la Consiliul Județean, cu PSD la Ministerul Sănătății și la Guvern, nu s-a întâmplat mare lucru cu această clădire. Cel mult s-a dat de lucru căpușei numită SSPM. După anul 2020, măcar s-a reușit includerea acestui obiectiv pe lista spitalelor finanțate din PNRR, ceea ce este oricum mult mai mult decât nimic. Iar datorită includerii acestui obiectiv pe lista amintită mai devreme, putem astăzi să vorbim despre șansa finalizării acestui obiectiv prin integrarea sa, bineînțeles, în Spitalul Județean de Urgență Bacău. A existat, sigur, această discuție în spațiu public legată de reorganizarea Spitalului Județean de Urgență prin cooptarea unor reprezentanți, fie ai primăriei, fie ai Consiliului Local, în structurile de conducere ale spitalului, motivată de efortul pe care municipalitatea l-a făcut de-a lungul timpului. Conform cu această variantă de lucru, primăria sau Consiliul Local ar fi trebuit să aibă niște persoane în Consiliul de Administrație a noii entități, însă Partidul Național Liberal nu este interesat de astfel de posturi, nu este interesat de o reprezentare de această natură în Spitalul Județean de Urgență, cu atât mai mult cu cât cei 4 consilieri locali care se află în spatele meu, la care se adaugă, bineînțeles, viceprimarul municipiului Bacău, putem influența într-o măsură relativ mică deciziile Consiliului Local Bacău, alcătuit din 23 de membri. Îl rog pe domnul viceprimar să continue această discuție, după care voi face câteva concluzii de sfârșit și vă rămânem la dispoziție pentru eventuale întrebări. Te rog, Liviu. Bună dimineața! Din păcate, după 15 ani de la începutul lucrărilor,
Spitalul municipal este nefinalizat și s-a aflat permanent în centrul disputilor, în principal datorită orgoliilor. Cel mai bine s-a văzut acest lucru în martie 2020, când în calitatea mea de prefect, la început de pandemie, în situații în care a fost nevoit să gestionez întreaga pandemie la nivel județean, s-a văzut necesitatea existenței acestei investiții într-o formă care să fie pusă la dispoziția sistemului sanitar din județul Bacău. La vremea respectivă, bineînțeles că am depus toate eforturile, am reușit să adunăm la aceeași masă pe toți factorii politici și am decis ca etajele 4 și 5 ale Spitalului Municipal să fie finanțate în așa fel încât pe tot ce înseamnă zona de COVID să avem asigurat actul medical atât de necesar. Bineînțeles că s-a întâmplat acest lucru datorită faptului că din 2016 și până în mai 2020 primarul de atunci nu a bătut un cui în acest obiectiv și bineînțeles că situația generată de acest lucru ne-a dus practic în imposibilitatea de a pune la dispoziția sistemului sanitar băcăuan o clădire care să facă față necesităților din punct de vedere al actului medical. În așa fel încât băcăuanii să nu mai fie necesar să se deplaseze în alte centre universitare. Ne aflăm practic în al 12-lea ceas. Este momentul să lăsăm orgolie deoparte. Este momentul ca să nu mai ținem cont de paternitate, nu ne mai interesează cine taie panglica. Este important ca să luăm cele mai bune decizii, având în vedere și faptul că, în acest moment, există posibilitatea ca prin fonduri europene, prin Programul Național de Redresare și Reziliență, această investiție să se finalizeze. Este important ca Spitalul Municipal să fie inclus în rețeaua sanitară modernă a Bacăului, în așa fel încât cetățenii municipiului Bacău să beneficieze de act medical de calitate. Vă mulțumesc! Cum a fost parcursul de la cercetare la politică despre decizia de a se implica în politică pentru a avea un cuvânt important de spus pentru a ajuta și pe ceilalți tineri, ne-a detaliat deputatul de Bacău din partea PNL, Cătălina Ciofu. Ați avut șansa unei cariere în cercetare. De ce ați renunțat la profesia dumneavoastră și ce v-a determinat să intrați în politică? Am început să mă implic în politică încă din perioada liceului. La acea vreme am rezonat cu un om al comunității care a deschis ușile PNL și a fost pentru mine motivație suficientă să rămân și astăzi devotată principiilor liberale. Sunt mândră de această alegere pentru că și în momentul de față acel om este primar și administrează comunitatea, este la al patrulea mandat. Iar în pofida vremurilor grele prin care am trecut în ultimii 20 de ani, a reușit să dezvolte orașul chiar la nivel apreciativ, la nivel de județ. Însă nu m-am implicat numai din acest motiv, m-am implicat și din dorința de a avea un rol cât de mic în comunitate, să contribui la lucruri banale, poate, acțiuni care antrenează implicarea comunității. Ce priorități legislative aveți pentru mandatul dumneavoastră? Încă de la începutul mandatului am avut o serie de sesiuni de audiențe, chiar în vacanța parlamentară. M-am întâlnit cu mai mulți directori de unități de învățământ, cu primari, viceprimari și consilieri locali și mi-au transmis peste 30 de posibile modificări legislative care privesc domeniul educației, dar și modificări din codul administrativ. Astfel, sunt tot timpul în dialog pentru a clarifica și pentru a putea concretiza aceste propuneri. Tot timpul am considerat educația ca factor decisiv în calitatea muncii și în responsabilizarea cetățeanului față de comunitate și față de societate.
Experiența bursei Erasmus în Finlanda m-a ajutat să iau contact cu un învățământ de top, cum este sistemul finlandez. Iar o măsură legislativă pe care am văzut-o că ei o au de foarte mult timp și cred că este oportun să o aplicăm și noi, este introducerea în curricula școlară a obligativității ca elevii mai mari de 14 ani să facă ore de practică, iar aceste ore de practică să crească proporțional cu anii de studii până la liceu, după modelul finlandez. Cred că o astfel de măsură ne va ajuta să dezvoltăm cultura. Încă din perioada tinereții, a nevoie de independență financiară și independență profesională. Tot prin această măsură vom putea aplica parteneriate între mediul privat și unitățile de învățământ preuniversitar, în urma cărora să putem contribui la interconectarea disciplinelor cu ceea ce se cere la locul de muncă. Chiar am văzut un titlu de dimineață că există un procent îngrijorător, chiar dramatic, de șomaj în rândul tinerilor. Marți, 8 noiembrie, la Dârmănești, a avut loc inaugurarea căminului cultural din cartierul Lapoș al orașului Dârmănești. Clădirea emblematică a fost construită în perioada interbelică cu destinație de școală și este locul unde mulți fii ai comunității au studiat, inclusiv primarul orașului Dârmănești, Constantin Toma. O făcut ceva bun și frumos domnul primar. Domnul să-l binecuvintează. Sunteți mulțumită de dumnealui? Da, foarte mulțumită. Da. Să știți că e și din familie gospodar, dar și el e cuvinte și gospodar. Eu asta îl cunosc. Am înțeles. Îl știți că e de aici, din sat, nu? Da, da. Îl știți de când era copil? Da. Da, fetele mele, el lucrat aici la... A învățat aici la școală și, și el era la școală. A fost colegi. O cuvinte și era un om de treabă. Și este, nu? Da, este. Dacă ar fi... Îmi place ce-a făcut. Dacă ar fi să-i transmiteți ceva domnului primar, ce i-ați spune? I-aș spune să-i dea Dumnezeu sănătate și-i mulțumim de ce-a făcut, să-l păzească de tot ce este rău. M-a arătat clădire veche, fost școală veche, mai deteriorată. Dar ce părere aveți că domnul primar a modernizat-o și acum a transformat-o în cămin cultural? Nu avem cuvinte. Nu avem cuvinte de mulțumire pentru domn primar. Da. E bun gospodar? Foarte, foarte bun. Noi, că e aici din sat, de asta da. Ziceți. Și dacă nu era. Am înțeles. Tot. A fost un primar bun până acum? Foarte bun. Ce i-a transmite? I-a transmite multă sănătate și să candideze în continuare ca primar, că suntem mulțumiți, da? Da. Și putere de muncă cât de multă. Ce părere aveți că domnul primar a vrut să nu se piardă clădirea și a transformat-o în cămin cultural? Avem o părere foarte bună atât de clădire cât și de dânsul. Da? Este un om, este un om gospodar, se vede. Deci unde nu ne-am așteptat niciodată, nici l-am visat să avem asfalt la noi în sat aici. Nu vă gândeați? Tot, niciodată. Nu. Adică auzeam, dar nu credeam. Am înțeles. Dar, și iată că visul s-a îndeplinit. S-a îndeplinit, speranța, da, speranța. A fost, e gospodar domnul primar, îl știți de aici din sat? Este, îl cunosc de mic, îl cunosc de mic, stă mai sus de mine aici. Așa, și gospodar? Da, este, este, merită să rămână primar. Dacă i-ar fi să-i transmiteți un mesaj, domnului primar, ce i-ați transmite? Sănătate multă și să continui cu ce a început tot orașul Dărmănești. Ce credeți că ar mai trebui să facă? Ai, sunt multe de făcut, dar după puterea lui să facă ce poate. Da? Da. După banii care... Că sunt multe de făcut. Acum am înțeles că vrea să facă sus, la Valea Uzului, vrea să facă acolo. Să-i dea Dumnezeu sănătate și să ducă la bun sfârșit ce și-a propus. Dar pentru noi a făcut tot ce a putut. Avem apă, avem canalizare, avem de toate. Dar bravo, este un om gospodar, îl cunosc de mic și îi urăm succes, sănătate și să îndeplinească visul care și-l-a pus, că are multe de făcut. Potrivit declarațiilor primarului Constantin Toma, în cadrul imobilului va funcționa și un muzeu. În momentul în care vom sfinți lucrările de reabilitare a acestei clădiri, o clădire veche construită între cele două războaie mondiale, prin anul 1923 a fost construită această clădire cu scop școală gimnazială pentru satul Lapoș. Aici au învățat bunicii
bunicii noștri aici, au învățat părinții noștri în această sală. Sigur că această clădire era destul de degradată și am hotărât împreună cu colegii din Consiliul Local să aprobăm niște resurse financiare pentru a renova această clădire. Lucrările au fost făcute din bani din bugetul local și au constat în reabilitarea acoperișului în integralitate, am schimbat aperitoarea, am schimbat tot ce ține de partea de tencuiel, tot ce ține de exterior și de interior, până la cresie, faianță și așa mai departe. Credem noi că astăzi clădirea asta răspunde în mare parte cerințelor pentru a dezvolta aici activități culturale, dar mi-aș dori foarte mult în această clădire să amenajăm un muzeu al satului Lavoș. Știm că acest sat a luat naștere prin venirea unor ardeleni pe aceste ținuturi, de la 1756, și de aici se trag și numele familiilor pe care noi le avem aici în satul Lavoș. Unii sunt familia ardeleană pentru că sunt ardeleni, alții se numesc munteanu pentru că au spus că au venit de la munte și sunt munteni, alții sunt mocanu pentru că au venit cu oi și au rămas cu denumirea de mocanu, alții sunt floreanu pentru că au venit cu vaci bălțate și își spuneau că au vaci florene și așa a devenit familia Florean și așa mai departe. Și atunci rugămintea mea este ca fiecare dintre dumneavoastră care aveți acasă obiecte care ar putea constitui înființarea unui muzeu, ne-a face mare plăcere. A început numărătoarea inversă până când se va da startul unei noi competiții de prestigiu. Este vorba de Campionatul Național de Gimnastică, ce se desfășoară în perioada 17-26 noiembrie. Mai multe aflăm în minutele următoare de la Ingrid Istrate, directorul Clubului Sportiv Municipal Onești. La jumătatea lunii noiembrie, începând de pe data de 17, la Bacău, de data aceasta, ne întoarcem după foarte mulți ani, vor avea loc campionatele naționale de gimnastică, faza finală, atât la masculin cât și la feminin, și inclusiv un festival de gym for all. Cu alte cuvinte, va fi un regal sportiv. Da, va fi un regal sportiv de juniori. Vor concura toți sportivii calificați în urma competițiilor din prima parte a anului. Vor fi finaliștii cei mai buni dintre cei mai buni juniori, atât la băieți cât și la fete. De la CSM Onești, cine participă? Păi de la CSM Onești avem 5 gimnaste care participă pe mai multe categorii de vârstă și mă refer la 4 categorii, începând cu Adelina Bădic, cu Ana Maria Gabor, cu Sara Cristea, cu Daria Ștefania Tănase, cu Ioana Merchez și nu în ultimul rând Delia Toma, care deja este plecată la Centrul Național Olimpic de la Deva. Cu alte cuvinte, au început emoțiile, să zicem așa. Să știți că sunt emoții, fiindcă încurunează activitatea unui an întreg competițional. Ele sunt medaliate cu echipa în vară, dar știți că se pot întâmpla multe într-o perioadă de 4 luni. Sperăm totuși că vom fi din nou pe podium, fiindcă atât Ileana Hrișcă cât și Alina Iacob, antrenoarele lor, sunt niște fete extrem de serioase și de muncitoare și își doresc foarte mult să se facă remarcate și aici, acasă, să spunem. Apropo de asta, mi-ați ridicat mingea la fileu pentru următoarea întrebare. Nu este la Onești, este în municipiul Bacău. Da, este în municipiul Bacău. Inițial, în calendarul competițional al Federației Române de Gimnastică a existat la Onești, dar faptul că sunt anumite probleme în ceea ce privește sala polivalentă Nadia Comăneci, atunci n-am mai avut cum să-l aducem la Onești anul acesta. Sperăm ca anul viitor să venim cu altă competiție la Onești. Eu am ținut în mod special să rămânem în județul Bacău, fiindcă totuși vorbim de Onești, dar Bacăul, din punctul meu de vedere, rămâne... Gimnastica românească a pornit de la Bacău, chiar dacă din Onești, și m-am dus către Bacău, care au fost extrem de încântați să ne primească cu aceste acțiuni.
Comănești peste 31 de milioane de lei pentru reabilitarea energetică. Ministrul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, Ceche Otilo, și primarul orașului Comănești, Viorel Miron, au semnat primul contract de finanțare pentru eficientizarea energetică a blocurilor prin programul PNRR în valoare de 31.640.112,35 lei în orașul Comănești. Noi contracte în valoare de peste 510 milioane de lei finanțate prin PNRR au fost semnate de către Ministrul Dezvoltării. Asta s-a întâmplat la sediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, unde ministrul Ceche Otilo a semnat 29 de contracte noi finanțate prin componenta 5, valul renovării, din Planul Național de Redresare și Reziliență. Contractele vizează renovarea și creșterea eficienței energetice ale unor clădiri rezidențiale, multifuncționale și clădiri publice, iar valoarea totală a acestora este de peste 514 milioane de lei, transmite Ministerul Dezvoltării. Aceste contracte se alătură celorlalte 42 semnate până în prezent pentru eficientizarea energetică și reabilitarea unor clădiri prin PNRR, respectiv a celor 15 contracte pentru elaborarea unor planuri de amenajare a teritoriului, a mai subliniat Ministrul Dezvoltării. Astfel, Comăneștiul a prins numai puțin de 31 de milioane de lei. Este vorba de eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe din orașul Comănești, Asociația de Proprietari Azur numărul 6, de pe strada Republicii, blocul A, scara A și B, blocul A1, scara A și B, blocul B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, din județul Bacău. Pe data de 23 octombrie s-a încheiat și cel de-al doilea apel de proiecte pentru componența valul renovării, bugetul fiind de peste 985 milioane de euro, a fost depășit, iar Ministerul a primit 1808 cereri de finanțare în valoare totală de peste 3 milioane de euro, a reamintit ministrul. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 10 noiembrie, cerul va fi parțial noros, mercurul în termometre urcă până la valori de 17 grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la valori de 6 grade Celsius. Vineri, 11 noiembrie, vremea se răcește, cerul va fi parțial înnorat, iar maxima zilei nu va trece de valori de 11 grade Celsius, în timp ce noaptea, mercurul în termometre coboară până la valori de 5 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.